găsit la un nou episod. Astăzi vă voi învăța cum să aveți thumbnail-uri. Căutați căutați Thumbnail Maker, așa. Și intrați pe al doilea, Thumbnail Maker for YouTube Videos, de la Risen Rise. Adică ăsta, eu l-am instalat și apăsați deschideți. A, și mai întâi trebuie să faceți o poză. Eu vreau să fac o poză la videoclipul unde am făcut eu 3000 de abonați și vreau să-i pun thumbnail. Așa că intru pe Brawl Stars, fac poză, eu fac screenshot și vreau să fac screenshot unde l-am luat pe Bo, adică la Bo, la Trophy Rewards, la Bo. Și fac screenshot, apoi o să vă arăt eu ce trebuie să faceți. Nu neapărat screenshot. Stați eu și asta de aici. Să deschid la box-ul. Bă, cum era să pice vegetară? Și să iau chestia. 100 de gemuri. 100 de gemuri pe Instagram. Da, și... aici am eu, mai scap de ăsta. Și mă duc aici, unde scrie, am la și fac Dragoș. Și mai scap de ăsta. Scrie așa. Să te puțin. Dacă nu ți nu e nici aici. Nu știu, fac mic până nu se mai observă. Așa, deci am făcut screenshot-ul. Yes. Ne ducem aici la Thumbnail Maker. Nu pot să fac. Asta e, te încurc atât de mult? Da. Nu știu de ce nu mă mulțumesc. Apăsați pe Thumbnail Maker. Am așa, mă pot. Nu știu ce ai. Apăsați pe... nu mai merge mai mic. Cred. Apăsați pe... nu o să vă mergă din prima. Așa. Și eu o să pun poza asta și vreau să fac mai mică. Dau zoom, știți cum dați zoom și la cameră. Așa. Și eu vreau și vă alegeți aici cum veți să arate. Eu vreau să arate așa. Apoi mă duc la text. Vreau să scriu. Dai încet, tata e. Și apăs. Oh, stați, ce fac? 3000. Trofee. Se ne exclamă, se ne exclamă. Așa, se ne exclamă. Și vreau să pun un emoji de... șmecher. Apăs bifă și acum selectez cum vreau să arate. Vreau așa să arate. Hai să mă pot și pe aici. Aici nu mai sunt gratis. Sunt doar VIP. Bă, cred că o să-l vreau pe... ăsta, ne. Era mai bine de aici, ăsta. Apoi mă duc aici și dacă vreau să pun un... de asta, un emoji, să scrie oh my god. Și vreau să-l măresc. Și-l măresc cu săgeata asta. Puțin. Trebuie să îl întorci. Păi, da. Dar cum? Bă, type here, ăsta nu-mi place. Bun.
Da, și vreau să-l șterg, să zicem. Apăs pe X. Pentru că nu mi-a ieșit bine, să zicem. Că de-aia vreau să șterg. Și acum îl fac bine. Și dacă nu l-am făcut bine nici acum, îi dau iar X. Și mă duc. Și îl pun aici. Acum a ieșit bine. Vreau să pun... Stai, da. Și vreau să pun unul șmecher și unul așa. A, nu pot, două. Așa. Aici nu vreau să pun nimic. Și vreau să-i pun, să zicem, ochelari lui Imbo. Uitați, îi pun așa ochelari. Lui Bo și vreau să pun unul pe care se scrie subscribe, să vedem dacă găsim. Nu găsim un subscribe. Din păcate. Sau găsim? Nu, nu găsim. Aici nu vreau. Care? Nu vreau. Vreau original. De fapt nu, original vreau cu soare. Da, e mai bine original. Și așa vreau să arate. Apăs bifă aici. Și apoi mai trebuie să instalați o aplicație. Apăsați Upload to YouTube. Și Save and Go to YouTube Studio. Mai trebuie o aplicație. Stai să vă arăt. YouTube Studio aceasta. Uitați să vă arăt cum se instalează. Intrați aici. Scrieți. YouTube Studio. Așa? Asta e. Asta este. Intrați și vă alege de aici videoclipul. Apăsați, afișați mai multe. Eu vreau pe videoclipul care am făcut 3000 de trofee, adică acesta. Intru pe el, apăsați pe creionaș, apăsați editează miniatură, miniatură personalizată și dați asta și vreau pasta. Apăs selectează, salvează și acum să vedeți că și pe YouTube e tot așa. Canalul tău. A, nu cred că pot să le văd pe toate. Da, nu pot să le văd pe toate ale mele. Atunci, să intru pe YouTube Studio, că mai merge o chestie de pe YouTube Studio. Fac 3000 de trofee. Uitați, acum arată aici, să vă arăt că așa arată și pe YouTube. Am intrat pe YouTube. Papa, hai să scriu pe YouTube că poate mi-e îngăsește. Că nu cred că pot să fac așa. Deci. De. Trofee, episod special și paranteza și scriu super, super, nu. Uitați, arată așa. Și al meu, să vă arătați al meu. M-ați văzut? Și cam acesta a fost videoclipul de astăzi. Sper că v-a plăcut și vă așteptam la un nou videoclip data viitoare. Pa, pa!